stimați telespectatori, bună seara, urmăriți în continuare emisiunea informativă Evenimentul Zilei. Pe an ce trece, numărul bătrânilor singuratici crește. Problema a ajuns și în vizorul autorităților locale din satul Rublenița, raionul Soroca. Aici a fost deschis un centru care va oferi sprijin bătrânilor. La deschiderea oficială a fost prezent și ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga. Din an în an, în satele din Moldova crește numărul oamenilor în etate care rămân singuri. Pentru a-i susține și a-i ajuta pe bătrâni, dar și pe copiii cu dizabilități, la Rublenița a fost deschis centru comunitar multifuncțional împreună, care va presta servicii sociale și medicale. Noi avem persoane cu vârstă înaintată până la 100 de ani, care ne mândrim și noi am să le dăm totdeauna o mână de ajutor. Avem copii cu dizabilități, care aia este viitorul nostru, noi tot trebuie să le dăm o atenție cuvenită. La deschiderea centrului a fost prezentă și ministrul Muncii, Valentina Buliga. Aceste centre devin a doua casă pentru multe persoane care sunt singuratice, se întâlnesc aici. Sunt niște lucruri minunate și sper foarte mult că și acest exemplu de la Rublenița este un model pentru alte comunități, pentru că anume datorită insistenței, curajului, dorinței autorităților publice locale pot fi realizate astfel de proiecte. Proiectul de construcție a centrului a fost finanțat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova și Consiliul Raional Soroca. Este dorință în fiecare centru raional să fie așa centri comunitare și vom precauta și alte soluții și alte finanțări pentru a deschide și în alte comune în raionul Soroca. Centrul este dotat cu tot necesarul, inclusiv și cu o sală de sport. Copiii noștri au devenit așa o vreme că ei pleacă peste hotare să-și caute o bucată de pâine, să-și întreții familia, iar noi bătrânii rămânem singuratici și le ducem dorul și singurătatea e tare mare în casă singură. Luăm alinarea aici, ne alinăm singurătatea, uităm durerile. Costul total al proiectului este de circa 2.800.000 de lei. În Republica Moldova mai activează încă 22 de astfel de centre. Doamnelor și domnilor, ați urmărit evenimentul zilei pe care îl puteți accesa și pe internet sortv.md. La revedere!